Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare solicită tuturor fermierilor afectați de ploile abundente din seara zilei de 28 mai să contacteze primăriile locale. Potrivit autorităților, acest lucru va ajuta la o evaluare exactă a pagubelor și intervenții cu măsuri de sprijin în timp util. Astfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare îndeamnă toți agricultorii care au înregistrat pagube să se adreseze direcțiilor agricole raionale în termen de 24 de ore de la declanșarea situației excepționale pentru a înainta un demers oficial scris în formă liberă către primăria în raza căreia sunt amplasate terenurile agricole gestionate, indicând suprafața de culturi agricole afectate. În baza solicitării va fi convocată Comisia pentru Situații Excepționale Locală, care va evalua gradul de afectare a culturilor și va coordona măsurile de sprijin necesare.